Telefericul cu cabine de pe tâmpa a fost prima construcție de acest fel din România. Telecabina din Brașov a fost inaugurată la sfârșitul anului 1970, iar după câteva luni, numărul turiștilor pe care îi urcase să admire splendida panorama Brașovului trecea de 150.000. Brașovul turistic de la începutul anilor 1970 era la înălțime, atât la propriu cât și la figurat. Ascensiunea începuse la mijlocul anilor 60 cu investiții în infrastructură, resurse umane și promovare internațională. Un exemplu, la 31 decembrie 1963, Trustul Oficiu Național de Turism, ONT, a deschis restaurantul Cerbul Carpatin. După doar 4 ani, Drum Nou anunța că revista americană Life apreciază restaurantul Cerbul Carpatin din Brașov pe locul 6 în topul restaurantelor de acest gen din lume. La Brașov, Hotelul Carpat și-a deschis noua sa aripă asupra primilor oaspeți. În trecerea lor spre Poiană, Piatra Craiului sau Bran, mii de turiști își vor reaminti neîndoielnic de acest prim contact cu frumusețea. De pe terasă, Brașovul nou și vechi se supune privirii alpiniștilor cu liftul îngemănat într-o priveliște unică. Pe 25 ianuarie 1967 a avut loc deschiderea restaurantului Bar, amenajat în noua aripă a complexului Carpați. Interiorul barului era prevăzut cu un ring de dans mobil, precum și cu o scenă pe care se desfășura programul de varietăți. La programul barului își dădea concursul și formația spaniolă RUT. Încă un exemplu. În Poiana Brașov, după ce în septembrie 1967 a fost deschis restaurantul Șura Poienii, cu ospătari îmbrăcați în costumație de daci, pe 23 decembrie 1967 a fost inaugurat hotelul Bradul. Nou hotel avea o capacitate de 140 de locuri, un salon restaurant și un bar de noapte, ambele cu câte 150 de locuri. Bradul era legat de hotelul Sport printr-un tunel subteran. Sigur că deschiderea către viața decadentă a vestului, de unde aștepta milioane de turiști, avea limitele ei. În toamna anului 1967, la cofetăria de sub aripa nouă a hotelului Carpați, a fost amenajat un ring de dans, unde se dansa după plăci de la tonomat. Dar, spunea Drum Nou, în mai puțin de o săptămână, această inițiativă lăudabilă a fost compromisă de o liotă pestriță și netunsă care a găsit acest prilej de demonstrație a unor dansuri cu totul deplasate. Nu am ales întâmplător să vă dau exemple din anul 1967. Pentru mine, dincolo de dezvoltarea turismului, el este un an de aur, al culturii brașovene și al turismului cultural. Într-adevăr, e greu să spui asta când te gândești că la un an distanță ai prima ediție a Cerbului de Aur și Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Brașov-România i-a adus pe scena de la Teatrul de Stat pe domnul 100.000 volți, Gilbert Beco, pe regina Fadoului, Amalia Rodriguez și pe Rita Pavone. În 1967 s-au întâmplat câteva lucruri minunate. În mai 1967, la Bastionul Țesătorilor au avut lucrări de restaurare. Apoi, la scurt timp, Bastionul Țesătorilor a devenit Bastionul Artiștilor. Tot în 1967 a fost reluată intrarea în cetate a junilor, după ce fusese interzisă 19 ani. Dar după participarea la festivitatea de 1 mai, Parada Junilor Brașoveni a fost reeditată, cum se cuvine, sub denumirea de Sărbătoarea Primăverii, pe 7 mai 1967. După ce a fost inaugurat în 1961, Muzeul Primei Școli Românești a avut pe 15 iunie 1967 primul vizitator de vază, Nicolae Ceaușescu. Din Șchiei, Ceaușescu s-a îndreptat spre Biserica Neagră,
La intrare, dr. Friedrich Müller, episcopul Bisericii Evanghelice, le-a mulțumit conducătorilor României Socialiste pentru grija arătată acestui străvechi lăcaș de cult prin importante lucrări de restaurare întreprinse în ultimii ani. După puțin timp de la vizita lui Ceaușescu, pe 29 august 1967, la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului a fost prezentată muzică veche religioasă și colinde românești. Iar pe 2 septembrie 1967, în biserică a avut loc un festival de muzică preclasică universală, prezentat de corul de cameră Madrigal. Și foarte important, în octombrie 1967, Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Șchei a fost declarată monument istoric, iar la Biserica Neagră au început lucrări importante de restaurare. Legat de locul în care ne aflăm, ne întoarcem tot în anul 1967 și coborâm din nou în oraș. Pe 23 decembrie 1967, în localul cofetăriei Modern, a fost deschis primul bar club al tineretului din orașul Brașov. La realizarea programului și-au dat concursul soliști vocali și instrumentiști, actori de la Teatrul Muzical din Brașov și orchestra de chitare electrice Panoramic. Prin urmare, înainte de restaurant Panoramic, a existat trupa de chitare electrice Panoramic. Inspirat de această informație, nu pot să nu mă gândesc cum ar suna peste tâmpa o chitară electrică de pe terasa de la Panoramic.